Bună ziua, înainte de toate. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Mă bucur mult că sunt din nou lângă dumneavoastră, mai ales că experiența de anul trecut pentru mine a fost realmente o mare plăcere. Mai ales că înțeleg că sunteți în an aniversar, sunt 10 ani de la înființarea asociației dumneavoastră. Bravo, felicitări! Țineți-o tot așa, fiți un pol de presiune atât pe noi, pe medici, cât și pe autorități, pentru că da, e nevoie, mai ales în timpurile astea, astfel încât rozi jos pălăria pentru ce ați făcut, tu și toți cei care sunteți membrii acestei asociații și încă o dată să rămână și mulțumiri mult pentru faptul că m-ați invitat și anul acesta. Atunci când m-a invitat Rozi să vorbesc către dumneavoastră, mi-a oferit mai multe teme. Eu am ales-o pe aceasta, durerea ce este și cum o controlăm. Și pot spune că am făcut asta pentru că e o temă care mi-e destul de dragă, dacă pot să zic că durerea mi-e dragă. Na. Dar de ce spun asta? Eu sunt reumatolog și internist și în calitatea mea de reumatolog, către rezidenți și de internist, desigur, către rezidenții care sunt la noi în clinică, mulți ani, acum cu pandemia nu s-a mai întâmplat, dar mulți ani am ținut cursul referitor la durere, pentru că durerea este realmente o problemă. Și o problemă pe care poate că medicii adesea o cam neglijează, adică nu sunt foarte conștienți de importanța și valoarea ei pentru pacientul pe care l-au în față. Și sigur că, probabil că lucrurile așa. Lucrurile pleacă însăși sau însuși de la definiția durerii. Până la urmă, durerea, cum poate fi ea definită? Sunt convins că toți cei care suntem conectați în acest moment la site-ul acesta am experimentat cândva durere. Dar dacă ar fi să o definim, fiecare dintre noi, probabil că am găsit atâtea definiții diferite câți participanți suntem în acest moment conectați. Și după cum vedeți în acest slide, lucrurile sunt dificile încă din antichitate, pentru că, iată, adesea durerea a fost percepută ca fiind pedeapsa divină, forma pedepsei divine. Și că, de fapt, durerea în sine este o formă de penitență și penitența este cea care ne îmbunătățește, ne face să fim mai buni și să ajungem în locul promis, în rai. Și atunci, asigur că aceasta era o explicație ușor de oferit, care poate că și convenea celor de la un anumit moment, dar poate că ea nu corespunde cu realitatea pe care o simte fiecare pacient sub forma durerii. După cum vedeți, în engleză, pain vine de la latinescul poena, care înseamnă a plăti, și de aici ideea că durerea în sine e o formă de a plăti diverse lucruri negative pe care le-ai făcut în viață, de a-ți plăti păcatele, să zicem. Sigur însă că nouă ne trebuie o definiție. Și există o definiție care este dată de această asociație, care, cum vedeți, se cheamă Asociația Internațională pentru Studiul Durerii. Vreau să vă rog, în afară de a citi această definiție, care, mă rog, poate că nu reprezintă mare lucru din punctul dumneavoastră de vedere, să observați că această definiție este formulată în anul 1994, deci sunt 26 de ani de atunci, și de atunci și până acum, Asociația Internațională pentru Studiul Durerii nu a putut formula o definiție nouă. Adică nu suntem capabili să spunem mai mult decât am spus în 94. Chiar dacă, iată, suntem capabili să facem vaccin în 7 luni de zile sau să secvențializăm genomul virusului SARS-CoV-2 în 12 zile. Pentru că, după cum vedeți, durerea e o senzație neplăcută și sigur că ăsta e caracterul ei principal, e ceva ce nu-ți place, ceva ce simți, de aia e la nivelul senzoriului, și se asociază și cu conotații emoționale neplăcute, negative. Pe lângă faptul că te doare fizic, îți creează și o stare neplăcută. Și sigur că această stare neplăcută este asociată cu distrugere tisulară existentă, deci cu țesuturi care s-au distrus sau care pot fi distruse, și o sper că veți înțelege la sfârșitul prezentării mele ce vreau să spun, sau oricum,
care este descrisă de persoana respectivă în acești termeni. Și vă rog să rețineți această ultimă parte a definiției. Sigur că definiția e în 94, dar în 1968, Margot McCaffrey este cea care a definit durerea și a rămas o definiție clasică. Margot McCaffrey era asistentă medicală, nurse, cum se cheamă în Statele Unite, a lucrat în Statele Unite și era extrem de preocupată de binele pacientului pe care îl îngrijește. Și atunci ea a definit durerea ca fiind ceea ce spune o persoană că există, că simte, pardon, și există ori de câte ori acea persoană spune că există. De fapt și de drept, atât această definiție, cât și definiția de mai înainte dată de Asociația Internațională pentru Studiul Durerii, insistă asupra următoarei idei, și anume, durerea este o experiență eminamente, esențialmente, prin definiție, subiectivă. Subiectivă. Ține de fiecare dintre noi. Dacă doi oameni suferă, să zicem, prinderea degetului arătător în tocul ușii, între ușă și tocul ușii, în același moment, durerea pe care ei o resimt diferă. Pentru că durerea este o chestiune eminamente subiectivă. Și din acest motiv, este extrem de dificil să te ocupi de durere. Pentru că trebuie să te ocupi de ceva ce simte altcineva și pentru care nu ai un corespondent obiectiv. Nu există o modalitate obiectivă de a evidenția faptul că cineva simte durere. Durerea, cum spunea Mary Margot McCaffrey, există atunci când cel care spune că o experimentează, chiar o experimentează. Și atunci e destul de dificil să obiectivezi durerea. De fapt, durerea nu poate fi obiectivată, astfel încât medicii care au în față oameni care se plâng de dureri, trebuie să obiectiveze posibilele cauze ale durerii în funcție de ceea ce descrie fiecare pacient care simte ca și experiență senzorială și emoțională neplăcută. Îmi cer scuze, sunt în a 35-a zi de la prima zi de simptomatologie pentru COVID. Nu mai sunt contagios, sunt bine, dar am rămas cu această tuse. Așa, revenind, prin urmare, e foarte dificil să evidențiezi într-un fel care să fie cât de cât obiectiv, și o să vedeți mai încolo că umanitatea s-a gândit cum să facă totuși lucrul ăsta într-un fel oarecare, deci să evidențiezi într-un fel care să fie cât de cât obiectiv ceea ce simte acel individ atunci când îți spune mă doare genunchiul, de exemplu. Bun. Și din perspectivă medicală, durerea este cel mai frecvent simptom cu care ne întâlnim. Și așa cum spuneam, este extraordinar de subiectivă și este extrem de greu de definit câteodată. Nici măcar cel chiar care o experimentează nu poate uneori să evidențieze, să descrie cu acuratețe ceea ce simte când spune mă doare. Sunt mulți pacienți care spun mă dor picioarele și dacă intri în amănunte și încerci să-i oferi pacientului diverse variante de comparație a calității și intensității durerii cu diverse lucruri care sunt cumva mai cunoscute, afli că, de fapt, durerea acelui pacient este mai degrabă înțepătură. Alții spun furnicături, alții spun senzație de curent electric. Toate însă sunt definite de pacienți ca fiind dureri. Și atunci ea este extrem de subiectivă și adesea greu de descris. Și sigur că dacă e greu de descris, e și greu de interpretat, pentru că nu pot să interpretez ceva ce nu înțeleg. De aceea, în fața unui pacient cu durere, încercăm să găsim cât mai multe elemente care să sugereze mecanismul de producere și mai ales localizarea și semnificația patologică a durerii. Bun. Tocmai pentru că e așa un element complex, este generat de mecanisme extrem de variate, extrem de complexe, pe care nu le-am elucidat în totalitate, care țin, fără discuție,
printre altele, de integritatea căilor nervoase de transmitere a durerii. Pentru că cu toții avem ceea ce se cheamă receptori pentru durere sau nociceptori, adică structuri specializate ale sistemului nervos care simt chestia asta pe care noi o denumim durere, că nici nu știu cum să-i spun altfel. Tocmai am spus că este groaznic de subiectivă. Bun. Sigur că în afară de integritatea anatomică, structurală a căilor nervoase de transmitere a durerii, este foarte important ca interpretarea pe care o oferă cortexul, scoarța cerebrală, asupra acestor elemente pe care le simte un pacient, merită să, adică trebuie să fie integră pentru a putea interpreta corect, descrie cât mai corect și furniza astfel medicului acele elemente care să permită stabilirea unui diagnostic atât al cauzei durerii, cât și al modului în care merită ea tratată. Oricum ar fi, durerea este o experiență pe care nu și-o dorește nimeni. Este o experiență dezagreabilă, este o experiență neplăcută, atât fizic cât și emoțional. O să vedem ce vreau să spun și din această perspectivă. Sigur, fiind un element atât de complex și atât de subiectiv, este remarcabil de dificil să clasifici durerea. Și faptul că există mai multe criterii de clasificare ne arată tocmai dificultatea acestui demers. Sigur că din perspectiva duratei deosebim durere acută și durere cronică. Din perspectiva mecanismului de producere, care sigur pe pacient nu-l interesează, până la urmă pe pacient îl interesează să nu-l mai doară, să facem ceva cu durerea lui, să facem ceva cu această experiență dezagreabilă, neplăcută și care adesea este chinuitoare. Însă noi, medicii, din perspectiva mecanismului de producere al durerii, adică din perspectivă fiziopatologică, deosebim două tipuri de durere, așa numita durere nociceptivă și durerea neuropată. Durerea nociceptivă este durerea aceasta produsă de stimularea receptorilor pentru durere, care spuneam că se cheamă nociceptori. Adică ori de câte ori, de exemplu, am să vă dau un exemplu banal pe care l-am experimentat recent. Ori de câte ori mă tai la bărbierit, am o senzație neplăcută, pe care aș descrie-o ca durere. De ce? Pentru că am lezat terminațiile nervoase de pe barba mea, de pe fața mea, terminațiile nervoase care se ocupă de percepția durerii. Și prin lezarea acestor terminații nervoase se stimulează toată calea de transmitere a durerii care se duce în creier instantaneu, și asta e o chestie senzațională pe care oricum nu știm să o explicăm în amănunt, se duce în creier și eu o percep ca durere și zic, au, pe lângă faptul că îmi curge sânge. Bun. Ăsta e cel mai clasic sau banal exemplu de durere nociceptivă. Sau, cum spuneam mai devreme, durerea pe care o resimte cineva care își prinde degetul la ușă. Sau durerea pe care o au pacienții cu gonartroză sau cu coxartroză. Durerea reumatologică, în general, este o durere nociceptivă. Bun. Acum, durerea neuropată, după cum îi spune și numele, este o durere produsă mai degrabă prin afectarea căilor de transmitere. Adică nu pot să evidențiez o leziune a nociceptorilor, o leziune a receptorilor pentru durere. Această leziune nu există, nu pot să o văd. Poate că a existat în trecut. S-a vindecat și acum nu mai pot să o văd. Însă calea de transmitere a rămas activată. Și din motive pe care nu le înțelegem în totalitate, această activare quasi permanentă determină stare de durere pe care pacientul o descrie adesea ca o durere surdă, o durere supărătoare, enervantă. Adesea nu e de intensitate mare, ci e de intensitate mică, medie, dar este extraordinar de iritantă și de producătoare de disconfort. E mult mai producătoare de disconfort decât durerea nociceptivă, tocmai pentru că durează mult și este consecința acestei stimulări permanente. De fapt, e vorba de o autostimulare, așa se pare,
permanentă a sistemului nervos care determină această formă de durere. Dacă vreți, ca un exemplu, este durerea neuropată, este forma de durere întâlnită la durerea membrului fantom. Atunci când unui pacient îi se amputează un membru, o vreme după aceea, el resimte durere în membru care nu există. De ce? Tocmai pentru că se produce acest gen de stimulare a cărei explicație, repet, nu o cunoaștem în amănunt, care determină o stimulare a sistemului nervos și a zonei de recepție, de percepție a senzației dureroase din cortex, care determină această formă de durere. Bun, acum, durerea acută și durerea cronică diferă, evident, odată prin timpul până la vindecare, cea acută durează de obicei puțin, de cele mai multe ori, nu mai mult de zile, dar definiția spune că până la o lună putem să-i spunem durere acută, în timp ce durerea cronică depășește 3 luni. Sigur, o să mă întrebați între 1 și 3 luni ce e. Am să vă spun cinstit că nu știu între 1 și 3 luni cum să denumim această formă de durere. Și adesea pacienții și noi suntem în dificultate pentru că nu știm exact ce să tratăm, o durere acută sau o durere cronică în intervalul ăsta 1-3 luni. În durerea acută se identifică de obicei leziunea. Cum spuneam mai devreme, mă tai, e o durere acută și cu asta basta. Se vede leziunea, am identificat-o, nu e niciun fel de problemă și atunci când leziunea dispare, s-a rezolvat și durerea dispare. Ei bine, și asta e un lucru foarte interesant și care cred că merită reținut ca să încercăm să vedem durerea în cât mai multe dintre fațetele ei. Acest tip de durere are un caracter protector. Ce vreau să spun cu asta? Sigur că dacă mă tai, ce fac? Instinctiv, automat, îndepărtez obiectul care mi-a făcut rău de zona unde era. Deci mă protejez și fac asta chiar fără să vreau. Am să vă dau un exemplu care cred că e mai ilustrativ. Când bagi mâna sub apă fierbinte, da? Te frigi, e o senzație neplăcută și ce faci? Tragi mâna, da? Te protejezi de agentul care îți produce rău. Asta este ceea ce vreau să spun prin aceea că durerea acută are caracter protectiv. Când, tot dau exemplul ăsta, mi se pare sugestiv, când prind degetul la ușă, da? Între ușă și tocul ușii, ce doresc să fac? Să-mi scot degetul de acolo, da? Deci durerea acută determină o reacție motorie a organismului cu scopul de a îndepărta organismul de agentul care produce durerea. În timp ce durerea cronică are ca și caracteristică principală faptul că persistă și după vindecarea leziunii. Adică dacă m-aș tăia, mi se vindecă leziunea, dar durerea persistă, atunci asta este o durere cronică, de obicei este o durere neuropată, da? Ea nu mai are caracter protector deloc, pentru că alterează funcționalitatea individului, pentru că îi alterează calitatea vieții. Asta este durerea cea mai rea, dacă pot să zic așa, și cel mai greu de tratat, din păcate. Cum spuneam, durerea e acută, adică de dată recentă, tranzitorie și cu cauză identificabilă, sau durere cronică, persistentă sau intens recurentă, perturbând funcționalitatea și trecând dincolo de ceea ce pacientul așteaptă să fie, să zicem așa, evoluția normală a procesului patologic respectiv. Și în funcție de durată mai există o formă de durere care însă nu e foarte importantă din perspectivă terapeutică, așa numita durere subită sau breakthrough pain, care este o durere tranzitorie, o durere care apare brusc și durează puțin, are intensitate de obicei mare sau foarte mare, și trece la fel de brusc și la fel de repede cum a apărut. Din fericire e așa, pentru că o durere foarte intensă care persistă ar crea un disconfort oribil pentru pacientul respectiv. Acum, am vrut să vă prezint și această altă clasificare a durerii, pentru că e un lucru, în opinia mea, extrem de important pe care medicii, fără discuție, dar cred că și pacienții ar trebui să-l cunoască. Și anume, cum spuneam,
Durerea este o chestiune subiectivă. E o chestiune care ține de percepția fiecăruia. Unele lucruri, unele, să zicem, injurii, pe unii pacienți îi dor, pe alții îi dor mai puțin, mai mult sau deloc. Deci este extrem de subiectivă. Asta face ca, uneori, durerea să fie psihogenă. Adică noi spunem că nu are substrat organic. Adică, altfel spus, pacientul se plânge de durere, dar medicul este incapabil, după ce a făcut o pleiadă de teste și de explorări și de investigații, este incapabil să precizeze care este organul care determină durere, care este mecanismul prin care apare durere. Și atunci, noi nu spunem că durerea nu există în contextul ăsta, pentru că, așa cum am spus la început, durerea există atâta timp cât cel care o percepe zice că există, da? Și trebuie să-l credem pe individul care ne spune că îl doare, până la proba contrarie, trebuie să-l credem. Nu avem nicio probă contrarie, dar avem situația în care durerea are origine psihogenă, adică nu putem găsi un substrat organic. Și asta este prin antiteză, da? Dacă pot să zic așa, cu durerea somatogenă, în care medicul care explorează pacientul e capabil să zică: domne, asta e leziunea care produce durere, sau e vorba de durere neuropată, sau e vorba de amândouă, că ele pot coexista fără doar și poate, dar medicul e capabil să precizeze în principal mecanismul de producere al durerii, nociceptivă, neuropată sau amândouă. Când e așa, îi spunem durere somatogenă. Sigur că aceasta este întrucâtva un pic mai ușor de tratat, pentru că atunci când tratez durerea somatogenă, dacă am descoperit mecanismul, pot să încerc să mă adresez mecanismului de producere al durerii și nu durerii în sine ca simptom. Și atunci voi trata mecanismul de producere a durerii, în timp ce în cazul durerii psihogene n-am altă variantă, pentru că nu găsesc mecanism, nu pot să văd care e mecanismul, nu mi-am dat seama care e, am făcut 1.000.000 de explorări și tot nu pot să spun: asta e mecanismul, asta e cauza pentru care doare. Prin urmare, e greu să tratez ceva ce nu știu și atunci singura variantă pe care o am este să tratez simptomul ca atare. Asta înseamnă să tratez senzația dureroasă, să tratez percepția corticală a durerii. Asta e singura variantă pe care o am. Nu pot să fac altceva. Sigur că nu ne dorim ca lucrurile să stea așa, dar, din păcate, se întâmplă să fim în situația în care trebuie să tratăm durerea ca și cum este doar un simptom și nimic altceva. După cum vedeți, insist asupra acestor lucruri pentru că realmente mi se pare că sunt lucruri importante și pot ajuta pacientul inclusiv la înțelegerea adecvată a demersului diagnostic pe care îl face medicul care se ocupă de pacientul respectiv. Sigur, eu cred că oamenii, dacă înțeleg ce se întâmplă, acceptă cu mai multă ușurință. E ca și cu pandemia asta și cu vaccinul și cu toate cele. Dacă lucrurile ar fi explicate clar, coerent, astfel încât toată lumea să priceapă despre ce e vorba, sunt convins că oamenii ar accepta cu mai multă ușurință și să poarte măști, și să stea mai mult în casă, și să înțeleagă conceptul și necesitatea și utilitatea carantinei, etc. De asta încerc să insist asupra lucrurilor care mie mi se par că sunt importante pentru a putea înțelege, în principal, de ce e nevoie de diverse explorări atunci când un medic vă propune sau ne propune diverse demersuri diagnostice. Durerea acută, deci, are de obicei cauză clară, evoluție liniară, pentru că încetează odată cu îndepărtarea cauzei și cedează de obicei ușor la antiinflamatoarele nesteroidiene, despre care o să vă spun câteva lucruri la sfârșit. În timp ce durerea cronică e o durere care de multe ori are o cauză ce nu poate fi identificată sau care evoluează ciclic sau care persistă chiar și după îndepărtarea cauzei și atunci mecanismul este lezarea sistemului nervos și care are un răspuns greu predictibil la medicamentele cu care tratăm de obicei durerea. Și asta pentru că durerea acută e mai degrabă
un simptom al unei injurii acute care trebuie rezolvată, cum spuneam, are rol protectiv, mă face să trag degetul, în timp ce durerea cronică poate deveni prin ea însăși o boală. Adică uneori pacientul are o sumedenie de alte suferințe la care se adaugă durerea cronică ce trebuie tratată ca o boală în sine, pentru că este de cele mai multe ori elementul care perturbă cel mai rău viața și calitatea vieții pacientului. În general, durerea este subtratată. Asta e o statistică destul de veche în care se constată numărul de oameni care acuză durere în anii pe care îi vedeți, indiferent că e vorba de toate durerile sau de diverse tipuri de durere. Una peste alta, durerea nu e tratată foarte bine. Când am lucrat în Franța, aveau acolo la spital o echipă de durere, așa se și chema. Un apel la douleur, adică chemăm echipa de durere, formată din doi medici care nu se ocupau de nimic altceva decât de tratamentul durerii pacientului respectiv. Și mi-aduc aminte o situație la vremea respectivă, o doamnă cu un cancer de colon într-un stadiu terminal care venise în spital realmente ca să treacă dincolo cât mai lin și pe care o durea foarte tare burta din pricina metastazelor peritoneale pe care le avea. Ei bine, oamenii ăștia doi, echipa de durere, au stat lângă această doamnă 4 ore, non-stop, titrându-i doza de morfină pe care o administrau intravenos și întrebându-o din 15 în 15 minute, e mai bine? Și până n-au avut de 2 ori la rând întrebat la 15 minute, răspunsul, da, e mai bine, nu s-au mișcat de acolo. Și au titrat, au modificat dozele, picăturile, numărul de picături care cădeau și intrau în vena acelei doamne, Dumnezeu să o odihnească, până când au ajuns la situația în care pacienta a spus, da, domne, e bine. Ăsta era rolul lor. Bun, noi nu avem așa ceva, dar sigur există oameni care se preocupă de domeniul ăsta și care mai știu câte ceva și care pot să fie de ajutor și pentru alți colegi, dar poate mai mult pentru pacienți. Și e important să tratăm durerea pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, sunt o serie întreagă de efecte neplăcute. Lăsând la o parte faptul că senzația e neplăcută, că emoțional îmi perturbă somnul și toate alte lucrurile, multe alte lucruri. Lăsând la o parte asta, există și niște efecte fiziologice, efecte pe care nu avem cum să le contracarăm câtuși de puțin ale durerii asupra diverselor aparate și sisteme. Și aici aveți câteva exemple. De exemplu, iată că durerea determină hiperglicemie, determină creșterea nivelului de glucoză din sânge. Durerea este unul dintre factorii care poate precipita o criză de inimă. Poți să faci infarct acut dacă faci durere mare în alt organ. De exemplu, pancreatita acută, care e una dintre cele mai groaznice suferințe din perspectiva durerii, poate determina apariția infarctului miocardic ca o consecință a durerii acesteia foarte mari. Nu mai spun că se pare că scade numărul de celule ale sistemului imun atunci când am o durere, mai ales dacă e o durere cronică, și că uneori durerea are efecte asupra aparatului urinar și aparatului digestiv. Deci sunt nenumărate efecte ale durerii. Însă durerea cronică influențează, cum spuneam, activitățile zilnice. Și sigur, aici, în acest slide, sunt o serie întreagă de activități care sunt influențate. Somnul este problema cea mai mare a pacientului cu durere cronică, pentru că acesta reușește cu dificultate să se odihnească. Și de aici ies o serie întreagă de alte lucruri neplăcute. Omul nu mai are chef să mai facă nimic, se poate instala un grad de depresie. Asta determină scăderea nivelului de activitate pe care îl face acel individ, fie că e vorba de activități casnice, activități sociale, activități de relaxare sau orice fel de activități. Din acest motiv, omul nu mai are chef să interacționeze cu alții și e dovedit că menținerea interacțiunii sociale protejează creierul de apariția sau întârzie apariția demenței. Deci sunt o serie întreagă de elemente pe care durerea cronică le influențează în sens negativ, pe care pacienții vin și le relatează
și care trebuie să avute în vedere atunci când evaluăm un pacient cu durere și mai ales atunci când tratăm un pacient cu durere. Apropo de evaluarea durerii, spuneam că durerea e o chestie eminamente subiectivă. Da, așa e. Și mai mult decât atât, ca să ne arate că lucrurile sunt așa, iată, există câteva dovezi. De exemplu, în artroză, care e cea mai frecventă boală reumatologică de pe pământ, durerea nu are niciun fel de corelație, niciuna, cu modificările radiologice. Adică, altfel spus, poți să ai pacienți care se plâng de durere groaznică și la care radiografia să fie cvazi-normală și viceversa, pacienți cu radiografie modificată sever, care au durere minimă. În artrita reumatoidă, care e o boală inflamatorie, nu e degenerativă ca artroza. Durerea nu se corelează sau se corelează mai mult cu incapacitatea funcțională a pacientului decât cu modificările obiective. Adică modificări de laborator sau radiologice. Bun. Ei, din acest motiv e clar că durerea este subiectivă și că ideal ar fi să o evaluăm direct, nu prin diverse alte tertipuri, dacă pot să zic așa. Există diferențe între genuri privind scorurile de durere. În sensul că femeile suportă niveluri mai mari de durere decât bărbații, asta este știut. Și să te ferească Dumnezeu să ai un pacient bărbat cu durere. Isteria unui bărbat cu durere e de 15 miliarde de ori mai mare decât a unei femei cu același gen de durere și vă spune un bărbat. Deci există diferențe între genuri. Nimeni nu știe să explice diferențele astea. Dar ele există, sunt un fapt și trebuie avute în vedere atunci când ne ocupăm de un pacient cu durere. Poate surprinzător, dar aș zice că nu. Educația se corelează cu scorul de durere. Cu cât educația e mai mică, cu atât durerea e mai mare. Practic, numărul de ani de educație este un factor de prognostic al intensității durerii mai important decât vârsta sau vechimea bolii, adică este absolut incredibil. Dar nu e incredibil pentru că, cum spuneam, durerea este o chestie realmente, eminamente subiectivă. Și subiectivismul ține de multe lucruri, inclusiv de stima de sine, de capacitatea de a mă îngriji, iar astea sunt corelate, de exemplu, printre altele, și cu nivelul educațional. Istoricul familial de durere cronică influențează durerea individului pe care îl avem ca și pacient. Este dovedit că istoricul parental de durere cronică modifică răspunsul la durere al individului provenind din acei doi părinți care au avut dureri cronice. Ceea ce înseamnă că și mediul în care crești influențează felul în care percepi durerea. Este știut că mediul influențează percepțiile, dar ia că te merge până acolo încât influențează percepția durerii, arătând odată în plus că durerea este ceva eminamente subiectiv. Încercăm să obiectivăm cu scale de intensitate a durerii, evaluări verbale, evaluarea prin scala analogă vizuală, sau evaluarea prin scale pentru copii, care sunt foarte extrem de utile și extrem de bine de folosit. O să ziceți, da, e subiectivă. Da, e subiectivă, dar știți unde intervine elementul de obiectivitate? E același subiectivism mereu. Pentru că e același pacient. Îi dau astăzi scala analogă vizuală, îl rog să tragă o linie unde e, explică la stânga e 0, la dreapta e 10, îl rog să tragă o linie cam unde e durerea lui astăzi și peste 3 săptămâni vine din nou, îi dau din nou scala de evaluare analogă, scala analogă vizuală de evaluare a durerii și îl rog să pună acum unde e durerea. Și pot să văd că există sau nu vreo diferență. E subiectivismul aceluiași individ, ceea ce face ca măsurătoarea să fie întrucâtva obiectivă. Repet, întrucâtva. Există și lucruri mai complexe, măsurători care țin cont de un milion de alte lucruri. Cât de bine dormi, cât de bine îți poți face activitățile de la muncă, cât de bine îți poți face activitățile de relaxare, dacă ai interacțiuni cu prietenii, etc., care doresc să măsoare în majoritatea sau în cât mai multe dimensiuni acest element extrem de subiectiv, care e durerea. Bun. Am ajuns la tratament. Acolo trebuia, aici trebuia să scrie terapia durerii, nu evaluarea durerii, îmi cer scuze. Terapia durerii e foarte dificilă, în general, mai ales a durerii cronice.
Și faptul că sunt atât de multe medicamente, cum vedeți în acest diapozitiv, disponibile pentru a trata durerea, ne arată clar că niciunul nu este panaceu, că niciunul nu face bine în toate cazurile. În general, când ai o boală la care sunt 1 milion de tratamente, înseamnă că nu știm exact ce-i cu boala aia. Am să vă dau exemplul invers, guta în gută și acum, 100 de ani, tratamentul pentru atacul de gută e tot ăla, și anume colchicină. Și acum, 100 de ani. Asta arătând că n-am găsit nimic altceva care să fie mai eficient decât colchicina. Avem un medicament pentru această boală. Ei bine, însă, în cazul tratamentului durerii cronice mai ales, gama de medicamente disponibile, după cum vedeți, este foarte largă. Merge de la analgezicele clasice de tip algocalmin, paracetamol, trecând prin antiinflamatoarele nesteroidiene, care sunt cea mai largă clasă utilizată, mergând chiar prin antidepresive, anticonvulsivante, anestezice locale, hipnotice și ajungând chiar la opiacee, la medicamentele derivate din acea floare frumoasă care e macul. Și am să vă arăt în încheiere treptele de analgezie pe care le recomandă Organizația Mondială a Sănătății, treptele de medicație antialgică împotriva durerii pe care le recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Și sigur că pentru durerea ușoară se preferă utilizarea de medicamente, dacă pot să zic așa, între ghilimele, ușoare. La noi în țară, paracetamolul este cel mai folosit adică e mult folosit din această categorie și antiinflamatoarele non-steroidiene. Acum vreau să fac câteva scurte mențiuni despre antiinflamatoarele nesteroidiene și anume, ele acționează, după cum le spune și numele, prin antiinflamație. Da? Deci ele calmează durerea pentru că, virgulă, calmează inflamația. Bun. Dar toate antiinflamatoarele, absolut toate, au și un efect analgetic intrinsec, adică un efect de calmare a durerii care nu are nicio legătură cu inflamația. Pentru că ele acționează într-un fel complex care le face să aibă și acest tip de efect. Deci, de aia se folosesc antiinflamatoriile pentru tratamentul durerii în condițiile în care nu e vorba de o boală produsă prin inflamație. De aia se dau antiinflamatorii în artroză, unde de obicei nu există inflamație. Pentru că ele toate au și efecte antialgice proprii, intrinseci. Bun. Treapta a doua înseamnă să trecem la, care se referă la durerea moderată, înseamnă să trecem la lucruri mai complicate. Mai complicate în ce sens? În sensul că vorbim de derivați opioizi. Toate medicamentele pe care le vedeți acolo sunt derivate de morfină. Sunt veri mai apropiați sau mai îndepărtați cu morfina. Nu e o problemă. Pentru că știți ce? Pacientul cu durere cronică vrea să nu-l mai doară. Contează mai puțin că îi dai un opioid decât că îi trece durerea. Vă spun din experiență personală cu mama mea. Sigur însă că toate aceste medicamente opioide acționează central. Ele acționează în principal asupra felului în care percep eu durerea. Dacă vreți, taie chimic calea de transmitere a durerii de unde are ea originea și până în scoarța cerebrală. Ele toate acționează în creier. Asta le face să aibă o serie de posibile efecte adverse, dintre care unele pot fi neplăcute. Amețeală, somnolență, greață, constipație. De-aia pacienții trebuie să știe că există aceste efecte și unii pacienți le dezvoltă. De așa manieră unii dintre ei încât adesea e nevoie să suprimi tratamentul din pricina unuia dintre aceste efecte adverse pe care le-am menționat. Bun. Atunci când durerea e severă, ajungem la, dacă pot să zic așa, greii opioizilor pe care îi vedeți acolo. În această situație, când durerea e severă, pacientului nu-i mai pasă de efecte adverse. Îi pasă doar de durere. Omul vrea doar să-i treacă durerea. Nu contează ce-i faci. Fă-i în așa fel încât să-i treacă durerea. Și atunci, sigur, ele au o serie întreagă de posibile efecte adverse, dintre care unele pot să fie chiar mai supărătoare decât cele menționate la medicamentele utilizate pentru tratamentul durerii moderate, dar de cele mai multe ori pe pacient nu-l interesează lucrul ăsta pentru că vrea să-i treacă durerea. Asta e ceea ce îl interesează, nimic altceva. Bun. Am să închei.
spunând că, prin urmare, sper că am fost suficient de limpede în a vă transmite mesajele că durerea este un element eminamente subiectiv, de aceea este îngrozitor de evaluat. Ea are întotdeauna o cauză, chiar dacă nu putem noi să o evidențiem. Câtă vreme omul care zice că are durere, o are, înseamnă că are și o cauză pentru aceasta, chiar dacă e o cauză psihogenă. Și durerea realmente poate fi tratată și merită încercat a fi tratată. E adevărat, însă, uneori am fost eu aici optimist. Ca să fiu cinstit, în experiența mea, de cele mai multe ori, durerea cronică se tratează cu dificultate. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Sper că am fost destul de clar. Dacă aveți întrebări, pot să vă răspund la câteva fără nicio problemă. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule profesor. Rozi? Nu avem, nu văd întrebări pe... Dacă pot să intervin, văd aici pe chat o întrebare de tipul: trebuie să ne învățăm cu durerea în bolile autoimune? Da, dacă mi-e permis, am să dau un răspuns scurt și am să spun așa. Bolile autoimune nu sunt caracterizate ca o caracteristică esențială și principală prin durere, dar sigur că unele dintre ele au și acest element în tabloul clinic. Răspunsul meu cinstit e următorul. Ar trebui să nu ne învățăm cu durerea nicicând, indiferent de boală și indiferent de forma de durere. Pentru că, așa cum am spus, durerea poate fi tratată și chiar dacă, să zicem, e dificil de tratat și suntem noi medici, suntem conștienți adesea că avem în față pacienți pe care este greu să-i tratezi, asta nu înseamnă că nu trebuie încercat. Categoric, nu înseamnă că nu trebuie încercat. Trebuie încercat. Ați văzut, sunt mai multe posibilități. Ați văzut acolo, era o rubrică plus minus adjuvante. Adjuvante înseamnă o mulțime de alte lucruri. Înainte să mă dau bătut și să-i spun pacientului: domne, chiar n-am ce să-ți fac, trebuie să încerc, am datoria să încerc tot ce știu, tot ce e accesibil, tot ce se poate efectua, cu dorința de a calma durerea acelui individ. Deci, vă rog, încercați să nu vă obișnuiți cu durerea nicicând. Bine, ușor de spus, greu de făcut. Uite, mai avem o întrebare. Vă rog, dacă doriți, să descrieți o astfel de terapie, punctul 3, și unde oferiți în această perioadă consultații? Este posibil o teleconsultație? Deci să descriu punctul 3 de la tipurile de... Cred de la... că da. Da, bun. E foarte greu de... Nu, scuză-mă, a numerotat întrebările și sunt mai multe diferite. Deci asta e întrebarea numărul 3, unde oferiți astfel de consultații și dacă este posibil o teleconsultație? Până acum am fost în concediu medical de boală, după cum v-am spus. Sper ca de săptămâna viitoare să-mi reiau consultațiile în mediul privat. Eu mă duc la Provita și la Medsana. Sunând acolo puteți programa o consultație. Nu sunt deloc adeptul teleconsultației, dar sigur, dacă nu se poate altfel, o facem și așa. Dar nu sunt adeptul teleconsultației, pentru că una este să văd doar fața dumneavoastră și eventual gâtul, și alta este să am în față pacientul în totalitatea lui, pe care să pot să-l examinez, să pot să fac manevre care să mă ajute să evidențiez diversele mecanisme de producere de durerii. Deci eu unul prefer să mă văd față în față cu pacientul, chiar și în vremurile astea, până la urmă cu o mască adecvată și dumneavoastră și eu putem să ne vedem, mai ales că vom face o consultație mai scurtă de 15 minute, o să încercăm să nu ne suflăm în față unul altuia și na. Până la urmă, dacă durerea e o chestie care supără, e un risc asumat și faptul că putem să luăm cine știe ce chestie, cum ar fi COVID sau gripă sau orice altă treabă de genul ăsta. Trebuie să spunem că domnul doctor, știți foarte bine, consultă la Spitalul Colentina, dar acum, datorită
situației și Spitalul Colentina fiind spital suport COVID, e drept că ni s-a făcut o concesie și se permite continuarea terapiilor deja existente prin foi de zi. De aceea e mai greu de ajuns acum în Spitalul Colentina și dacă durerea arde și nu poate fi altfel, recomandarea e să mergeți către cabinetul privat, chiar dacă costă consultația mai mult. Dacă nu arde, mai așteptăm, poate se mai liniștesc lucrurile și poate revine și Colentina la un statut mai apropiat. Sperăm din suflet. Vă mulțumesc mult, domnul doctor. Îmi cer scuze, nu mai putem să luăm întrebări. Domnul doctor trebuie să intre în Consiliul Medical acum. A întârziat deja un minut. Vă mulțumesc mult de tot. La revedere. Toate bune. Să rămână. La revedere. Succes în continuare.